Stimați cetățeni ai județului Suceava, așa cum bine știți, în ultima săptămână a avut loc o serie de proteste la nivelul unor localități din județul nostru. Cea mai recentă fiind cea de ieri, duminică, 14 noiembrie, din centrul municipiului Suceava. Având în vedere situația sistemului medical județean, luând în considerare și actualul context epidemiologic la nivel județean, dar și național, având în vedere prerogativele funcției de prefect, doresc să fac o serie de precizări. Orice cetățean al României are garantat prin Constituție o serie de drepturi fundamentale, inclusiv acela de a se adresa instituțiilor publice cu o serie de memorii, petiții, revendicări sau de manifesta în cadrul organizat pentru susținerea acestor revendicări. Pe de altă parte, aceeași lege fundamentală la care ar trebui să ne raportăm cu toții instituie și obligația fiecărui dintre noi de a respecta legislația aflată în vigoare. A fost evident pentru noi toți că în desfășurarea manifestației de ieri din centrul municipiului Suceava au fost încălcate flagrant, cu bună știință și ostentativ, măsurile elementare de protecție instituite în perioada stării de alertă, respectiv portul măștii de protecție, inclusiv în spațiile deschise, distanțarea fizică, limitarea numărului de participanți la 100 de persoane. Sunt măsuri pe care organizatorii, prin avizele obținute, și le-au asumat în totalitate, dar au ales să le ignore în totalitate. Noi delimităm total de o asemenea abordare, care poate fi privită și ca un afront pentru marea majoritate a cetățenilor județului Suceava, care au ales să respecte măsurile de protecție instituite pentru că la cadrele medicale care de la debutul pandemiei depun eforturi considerabile în acest sens. În altă ordine de idei, au apărut în spațiu public o serie de aprecieri cu privire la modul în care instituțiile statului și-au îndeplinit obligațiile legale în ceea ce privește organizarea și desfășurarea acestor manifestări. Doresc să exprim totala mea apreciere pentru modul echilibrat în care a reacționat Jandarmeria Suceveană, fără a se lăsa antrenat într-o serie de provocări. Inspectoratul de Jandarmi Suceava, împreună cu celelalte structuri mai, vor comunica opiniei publice în imediata perioadă toate măsurile și acțiunile pe care le-au întreprins în conformitate cu atribuțiunile oferite de lege. În încheiere fac apel la calm, la înțelegere și echilibru, dublate de aplicarea spre informare corectă privind efectele generate de pandemie. Este nevoie de solidaritate mai mult ca oricând pentru a constitui punți între comunități și pentru a reveni cât de curând la o viață normală. Vă mulțumesc!